Sute de ciobani din toată țara au protestat astăzi în capitală împotriva modificărilor la legea vânătorii, intrate recent în vigoare, prin care se limitează numărul de câini pe care îl pot deține oierii. Conform legii, ciobanii sunt obligați să-și țină oile în grajduri din decembrie până în aprilie. Inițial, ciobanii au protestat în fața Parlamentului, unde au forțat gardurile jandarmilor și au blocat strada. Protestele au continuat și în Piața Constituției. Sute de ciobani s-au strâns astăzi în parcul Izvor, în fața Palatului Parlamentului, începând cu ora 9. Ciobanii au rupt forțat cordonul format de jandarmi și au ieșit în stradă blocând traficul. Protestatarii au ajuns până la gardul Parlamentului. Ciobanii au plecat de la Palatul Parlamentului și au continuat protestele în Piața Constituției. Băi, eu luam proprietate, n-avem voie să țupăm animalele în proprietatea noastră, atunci a cui? Ia lui parlamentarilor? Dorim abrogarea prin ordonanța de urgență a decretului cu pășunile, să ne lasă să trăim. Asta am făcut astăzi, știm, altceva nu știm să facem. Să trăim, noi nu mâncăm mistrez, mâncăm ei și oi, București după noi trăim. Toate drumurile astăzi am venit aici pagii, vom scoate animalele în drum. Dacă nu se poate altfel, veni cu topoare și cu furci, că așa au făcut moșii și strămoșii noștri. Așa ne ridicăm și ne rezolvăm problemele. Câinii ne împușcă. Mai a rămas să ne împușe pe noi. La meeting au participat și ciobanii gorjeni, care sunt nemulțumiți de noile reglementări. Dacă nu suntem de acord cu această lege, trebuie să ne ducem toate animalele la bator. Pentru că nu suntem noi, putem ține. Dacă din 6 decembrie până 24 aprilie trebuie să intrebăm ele pe stabulație, clar. Ciobanii susțin că vor continua protestele și în zilele următoare.